o să o luăm așa și așa. Vă rog foarte mult să intrați și pe contul meu de Instagram și să-mi dați follow acolo, Cătălin_BackPackYourLife. Dacă suntem acolo cât mai mulți, treaba asta mă ajută teribil. Mă vezi, da? Da. Pe mine dramele. Dramele personale sau ce? Hai să vedem. Ce și-a luat aici Vlodus? Ce ți-a luat Vlodus, mă, tăticule? Mi-am luat și un waffle? Laying in your bed, fighting ghosts in my head. Wish that I could let you go. Remember all we had. How could we get this bad? Where did we lose our glow? You live, you learn. When your heart is set to burn, faded away until the light will return. Mai are vreun sens să spunem la ce episod suntem? Tu mai știi? Episodul Namsan Tower. Namsan, da, pentru că astăzi vom vizita turnul Namsan, da. Alături de încă un sat ziduit. Da, trebuie să vedem aici un sat foarte mișto, nu i-am ținut minte numele. Ideea este că highlight-ul acestui video este că o să ne întâlnim cu alți patru români. Sunt aici în Seoul, cu unul dintre ei tot așa vorbesc pe Instagram de vreo 2 luni de zile și a rămas să ne întâlnim undeva în intersecția asta. Oh, yeah, it's okay. Yeah. Hello. Just a moment, I want to take one picture with you. Okay. Okay, thank you. Oh, yeah, bă, eu cred că mă căsătoresc cu asta. Auzi, Bianca. Bianca, auzi ce ziceți? Eu cred că mă căsătoresc cu asta. How old are you? Oh my. 24? 24. Very young. Facem poză cu ele, sigur. Cu fata asta m-aș căsători, dar înainte vreau să vi prezint pe Demos, nu v-am ținut minte numele tuturor, așa că să nu vă spărați pe mine. Ea este Daniela, Sebi, așa, dar ei 3 stau în Austria, iar ea stă la Paris. Așteptăm la Paris. Da, haideți la Paris cu toții. Și astăzi o să mergem să vizităm locul ăsta super simpatic și poate le luăm și pe fetele astea cu noi. Ce câți vlăduți? Unde suntem? Unde suntem aici? Unde suntem? În Bukchon. Așa se numește? Bukchon Village. Bukchon Village este o zonă istorică, culturală, în care un sunt sat în care oamenii trăiesc încă ca în epoca de piatră. Așa. Bine, așa. Ca nu e chiar ca în epoca de piatră. În perioada dinastiei Joseon. Așa, dar ideea este că asta e interesant, aici sunt niște clădiri foarte, niște căsuțe foarte vechi pe care o să le vedem acum. Cum ar fi astea? Da. De aici încep. Așa? Și e tare că oamenii locuiesc în ele, adică nu sunt făcute pentru strict pentru turiști. A fost conservată această zonă, astfel încât să păstreze amprentele dinastiei Joseon. Ce zona a României sunteți, băieți? Băieșiță. Anina. Din Anina, numai că na, e aproape de Reșița, nu știu mulți de Orașul Minelor. Ce zici, mă, tu? Orașul Minelor. De ce zici Orașul Minelor? Explică. Pentru că acolo s-a aflat cea mai mare mine de cărbuni. A, s-a aflat. Care din anumite motive nu mai există. Zăcăminte mai este acum, dar na, nu mai s-au închis toate. Sunt zăcăminte, dar nu mai e mina. Da, mai. Și de când v-ați mutat în Austria? Când te-ai mutat în Austria? Din 2011 sunt eu în Austria, este din 2010. Din 2010. Și cum e în Austria? Îți place? Da, e fain, foarte fain, da, serios. Blanul. Mai fain aici. Blanul. Îți place mai mult aici, da? Mai beton, e altă viață. Și ce v-a apucat pe voi să vă gândiți, băi, să mergem în Coreea de Sud? Pe mine dramele. Dramele personale sau ce? Coreene. A, da, te uiți? Da, mă uitam. Și cum, sunt mișto? E drama. Bă, faine, mă. K-drama. K-drama. K-drama? Da. Demos a băgat repede cu fetele. Fă combinație aici. Romania. Oh, so nice. Da. Yes. Thank you. Bă, de care da drumul, de strașul ăsta? E deja, e deja pus pe filmare. Mă vezi, da? Da. Așa. Cred că ar trebui să-mi iau și eu o chestie de genul ăsta la un moment dat. E foarte tare, e un gimbal pentru GoPro, practic. Și nici măcar... Cât ai spus că ai dat pe el? 800. 800 pe el cu totul, cu camera. Nu, camera 420 și asta 360. Și asta 360. Mamă, este un preț super bun. Cu GoPro 5. Ăsta trebuie să mi-l iau și eu. Așa ceva trebuie să mi-l iau și eu. Sau să-l fur ei, depinde, nu știu. Îl furăm în vostru. De-a lungul călătorilor mele am mâncat niște chestii foarte dubioase, ce de multe ori erau mai dubioase decât numele lor. De data asta o să mâncăm ceva interesant aici în Coreea de Sud. Nu știam că există un asemenea desert. Ați văzut în titlu, am mâncat înghețată cu fasole. Știu că aceste două cuvinte nu pot fi foarte bine asociate, doar că în Coreea de Sud se poate treaba asta. Și ia uite, fetele și-au luat fetele și Demos, pardon, așa. Fetele și bossul. Și au luat înghețată cu fasole. Haide să vedem cum vi se pare. Tu ai mâncat, ai zis, da? Deci tu știi cum e. Hai să te vedem, Demos. E bună ceva? La mine e așa și așa. Așa și așa. Ai banană pe margine. După față îți dai seama. First reaction? Îți place? Da. First reaction? Speechless. Speechless. Are gust bun, da? Dar să încercăm să identificăm ce e înăuntru. Și asta e baton. Dar ce e înăuntru, sunt curios. Deci asta e gheață. Asta cred că sunt fel de banane uscate. Ceva de genul ăsta. Nu, cred că e ceva orez. Asta e înghețată, cu banane și aici e fasole. Deci ai fasole și fasole? Da. Și asta e gheață. Deci jumătate de bol de gheață. E super bună. Așa. Cât costă asta? Era vreo cât e? 14.000 de ioni, aproximativ 13 euro. Deci ăsta e pat de orez, da, în interior cu pastă de fasole dulce. Cu pastă de fasole dulce. Ce fel, da, ce sună complicat, da. Da. Hai să vedem. Ce și-a luat aici Vlăduș? Ce ți-a luat Vlăduș, mă, tăticule? Mi-am luat și eu. Un waffle? Cred că cel mai simplu lucru de pe masa asta. Waffle, da. Eu mi-am luat o bere. Un ceai verde. Așa? Și asta este waffle cu strawberry. Înghețată de căpșuni. Da. E chiar senzația asta. Arată bine. Da, arată mișto chestia aia. Arată cool de tot, așa. Și cum? Tu vrei bea ca să mâncați toată? Să-mi spuneți dacă vreți. Hai să vedem. Poftim, da? Gusta, nu e, da? Are un gust foarte interesant. Dar nici nu, dacă ai mâncat așa ceva și n-ai ști că cu fasole, și nu ți-ar spune că cu fasole, nu ai ști. Deci nu ai ști că e fasole. Cum vi s-a părut masa? Ți-a plăcut, da? Ai mâncat tot? Tot. Bravo, foarte frumos. Deci o fată cu minte. Uite, tu mai ai? Ia uite, o ultima bucățică. Dar mâncăm și noi ceva? Ceva așa mai serios trebuie. Mâncăm. Ăștia coreenii au o problemă foarte mare cu autoservirea. Da, trebuie să-mi duc sticla, fii atent de aici. Au o problemă, frate, uite, return here, return where. Așa, deci am făcut Korean barbecue, ăla ne-am făcut noi mâncarea. Aici am venit și ne-a spus că e un loc mai classy, așa mai drăguț. A trebuit să mergem să comandăm acolo, să ne aducem lucrurile ca la cantină, după care să ne și punem acolo înapoi. Și am și plătit 70-80 de dolari pe toată masa. Vă mulțumim frumos, nu mai venim. La revedere! Să rămână, vă mulțumim! Wanna touch you, boy. Like a shot from the dark. Yeah, we girls, we know how to rock. Bă, voi ați auzit voate de break time la restaurant? Eu n-am auzit niciodată de chestia asta. Break. Deci la restaurantul de dinainte nu ne-au servit, că erau obosiți. Aici ăștia dorm. You break now? Yeah, break. Ah, break tired. You're very tired. 5 o'clock. So when open, what hour open? 5 p.m. 5 p.m. open. Aha, ok. Deci mult fraților nu mâncăm astăzi. Da, very tired. Au muncit mult, nu se poate. Frate, deschidem la ora 5, dar de ce am lăsat să intrăm? Ăsta e un restaurant drăguț, arată mișto locul ăsta ce-i drept. Măcar poți deschide și o ușă aici? Uite aici, cred. Ce se dormă? Ce dorm în camerele astea? Unde se dorm? Uite ce frumos arată masa. Uite, faci și un masaj ceva aici, ce drăguț. Arată frumos. Nu, arată mișto, arată drăguț, n-am ce să zic. E frumos. Păcat că e breakdown. Păcat că e închis.